Bună seara, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova la finalul partidei din această seară cu Zorya Luhansk, cu un entuziasmant 3-0 și mergem în play-off-ul de Conference League. În fața dumneavoastră este unul dintre artizanii acestei serii, un debut perfect pe banca Universității Craiova, antrenorul nostru, domnul Mirel Rădoi. Îl voi ruga acum să vă spună concluziile sale la finalul jocului. Mister, vă rog. Bună seara, mulțumim pentru felicitări. Artizanii acestei victorii și acestei calificări sunt jucătorii. După aceea aș continua cu felicitările pentru Ghiussi și stafful lui, pentru că echipa a arătat bine, nu sunt probleme pe care au apărut în spațiu public și cred că jucătorii au dovedit în starea asta. După aceea merg felicitările mai departe către suporteri și către tribune, pentru că atmosfera a fost senzațională. Atmosfera pe care am simțit-o în seara asta, începând din minutul 1, a fost cu atmosfera pe care am simțit-o la echipa națională în momentul în care se cântă imnul. Pur și simplu, pielea mi se făcea de găină. Am întâlnit un adversar foarte bun, aici acasă putem să părem și noi și mai buni, cu o echipă destul de tânără, cu o medie de vârstă relativ mult mai mică decât a noastră, dar cred că în seara asta am reușit prin atitudine, determinare și organizare tactică să suplinim dezavantajele pe care le-am avut. Acelea, media de vârstă, meciul de la mijlocul săptămânii disputat în campionatul intern. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că toată lumea este fericită și desigur că ne bucurăm astă seară, ne bucurăm mâine dimineață, de mâine dimineață, după aceea este ultima ședință în care ne vom bucura, după aceea trebuie să ne uităm și toate forțele sunt către partida cu Mioveni. Întrebări, vă rog. Mirel, asta e pofta ce ai poftit? Aici te-aș ruga să vorbești cu Nașul. Sunt mulțumit de calificare. Felicitări încă o dată băieților, suporterilor, vechiului staff încă o dată, pentru că lucrurile nu stau chiar așa cum s-au vehiculat. După aceea, cred că cu toții încercăm să formăm un lucru. Și acela mă refer că putem genera foarte multe bucurii. Am avut o discuție cu băieții și le-am spus pentru simplu fapt că ieri a venit galeria, asta le demonstrează că indiferent de rezultat, oamenii vor un singur lucru să vadă, atitudine. Dacă tot ce ai mai bun în tine îl lași pe teren până la ultima picătură de energie, până la urmă rezultatul e mâinile lui Dumnezeu, nu-l știe niciunul. Dar atitudinea, determinarea trebuie să rămână acolo în teren. În dreptunghiul la verde trebuie să rămână acolo și sunt sigur că pe orice stadion din România, dacă o echipă are atitudinea pe care au avut-o astă seară băieții, toată lumea va aplauda indiferent de rezultat. Seara asta ați oferit fotbal șampanie. Da, n-aș vrea totuși după această calificare, pentru că mare lucru nu am reușit. Acum să fim sinceri, mai avem încă o dublă foarte importantă, dar până atunci ne așteaptă meciul cu Mioveni. Într-adevăr, o primă repriză foarte bună, după aceea era normal că risipind atâta energie în 45 de minute, indiferent despre ce echipă din lume vorbim, nu poate să continue meciul 90 de minute. Am știut asta, știam unde trebuie să suferim și am discutat lucrurile astea înainte de meci și chiar și la pauză și am făcut-o destul de bine. Mă bucur că nu am reușit să primim gol în condițiile în care 45 de minute ne-am asumat 3-3 cu 40 de metri liberi în spatele apărării. De mâine, Severinu, casa ta este și casa Craiovei. Urmează două partide pe care le sfârșați în orașul tău natal. Într-adevăr, sper să fie tot cu victorii, pentru că am mai jucat și cu Steaua acolo, cred că, dacă nu mă înșel, cu Pandurii și la fel am câștigat. Sper să fie un debut la fel cu o victorie. Te așteptai să întâlnești echipa din Israel? Da, v-am spus la conferință, dacă vă aduceți aminte ieri, că din punctul meu de vedere 90% Berșeva este calificată. Am văzut meciul tur, îi știu foarte bine și nu doar de la meciul cu Lugano, îi știam dinainte. O echipă foarte, foarte bună, nu are o dinamică foarte bună pe care ne-a arătat-o Zorya în aceste două meciuri, dar e o echipă foarte compactă, o echipă care atacă foarte bine spațiile și care, spre surprinderea mea, are un raport tehnic foarte bun. Pasele sunt foarte multe, procentele sunt foarte ridicate și la finalizare la fel, aproape din două șuturi jumate prind poarta la un șut. Deci din punctul de vedere sunt foarte periculoși și nu ratează foarte multe ocazii. Dar până atunci avem meciul cu Mioveni. Îl cunosc pe Pelici, îmi place organizarea lui, îmi place cum gândește lucrurile, cum așează echipa. A făcut o partidă foarte bună contra FCSB-ului și vom avea o partidă destul de dificilă. Suporterii cum vor fi?
vor fi alături de tine, vor fi alături de... Trebuie să fie alături de băieți, în primul rând, pentru că ei sunt pionii principali. După aceea, evident că și alături de noi, de staff, dacă sunt, suntem foarte fericiți. Dar, în primul rând, dacă sunt alături de jucători, pentru noi e de ajuns. Noi va trebui ca staff-ul să-i face pe jucători să înțeleagă cum trebuie să-i răsplătească. A fost o seară perfectă pentru fotbal românesc. 3 din 4 echipe merg mai departe. Într-adevăr, și cred că ar fi un semn pozitiv pentru toate echipele românești că putem să începem să lucrăm de undeva și să încercăm să dăm o mână de ajutor echipei naționale. Mirel, felicitări în primul rând pentru discurs. Ai amintit de Giusi Balint și ce am văzut astăzi în teren e exact mâna ta, adică determinare. Nu puteai să schimbi în 48 de ore, în 2 zile, cine știe ce, dar s-a văzut un vestiar practic dat peste cap la modul pozitiv. Felicitări și să dea Dumnezeu ca și cu Hapoel Berșeva să fie la fel. Mulțumim frumos. Da, sunt lucrurile de determinare și atitudine care trebuie să rămână acolo. E posibil să greșim mai multe pase data viitoare, greșelile să fie mai mari, să vadă și pe tabela de marcaj, dar noi trebuie să tratăm, indiferent de rezultat și de adversar, jocul la fel. Evident că nu putem să avem posesia 90 de minute doar noi, nu putem să facem pressing doar noi, evident că mai jucăm contra cuiva, va trebui ca mereu să încercăm să ne impunem propriile principii. Dacă sunt etape foarte multe în care adunăm și puncte sau meciuri decisive în care putem să fim fericiți după aceste calificări, ar fi perfect. Cum au fost ultimele 24 de ore din viața ta? N-a spune ușoare și din punctul ăsta de vedere și volumul de muncă și odihna, dar sunt obișnuit, pentru că în momentul în care sunt în cantonament sunt obișnuit să dorm doar 2-3 ore pe noapte. Da? Era normal, pentru că veneam doar cu 2 zile înainte și trebuia să vedem cum putem să încercăm să înțelegem toate datele care le aveam la dispoziție într-o perioadă foarte scurtă. La fel va trebui să ne gândim ce fel de informații dăm jucătorilor și câte. Să nu încercăm din schimbările pe care le aveam deja de sistem, după aceea să le transmitem și lor foarte multe idei pe care nu le pot asimila și să pară jocul nostru un haos. Bayram a marcat gol, ultimele meciuri au arătat foarte mult. Ai avut vreo discuție individuală cu el? Nu am evitat să am discuții individuale cu vreun jucător. Discuțiile au fost la nivel colectiv și doar pe compartimente. Nu am vrut, pentru că dacă aș fi încercat să am o discuție individuală cu un anumit jucător și ceilalți ar fi văzut, nu ar fi vrut să creez o chestie în vestiar în care să înțeleagă ceilalți jucători că semnalul meu este doar pentru o parte din jucători. Și motivele acestor discuții, din punctul meu de vedere, sunt foarte clare. Putem să avem discuții individuale cu un jucător când se întâmplă evenimente negative. Adică niciodată nu o să vin să cert un jucător în fața celorlalți. Dacă este cazul, voi chema atunci la mine. Când sunt lucruri de tactică, nu folosesc nume niciodată, va trebui ca jucătorul care e în acea poziție sau altcineva care poate să fie în acea poziție să înțeleagă despre ce discutăm. Nu pot să vin în fața dumneavoastră să vorbesc X, Y, când numai ele se devină sau victoria se datorează doar lui. Cum la fel, nu am avut o discuție individuală cu Baran să spun ai prea multe ocazii ratate. În primul rând mă bucur pentru atacanți că ajung să-și creeze ocazii. Ce a fost mai plăcut pentru tine, că s-a marcat gol în minutul 5 sau s-a marcat 2 goluri în 4 minute? Că ne-am calificat. Asta facem. Da. Sincer, așteptam golul de 2-0 pentru că am avut emoții că s-ar putea să ne pierdem firea și chiar am avut momente când la 3-0 chiar le-am sugerat jucătorilor să rămână în continuare concentrați, să încercăm să mutăm posesia pe jucătorii care erau proaspeți și nu pe jucătorii care deja pierduseră foarte multă energie. Mirel, având în vedere că avem 3 echipe în play-off-ul UEFA Conference League, crezi că fotbalul românesc este pe un tren ascendent? Da, cred că rezultatele o arată acum și sper să o ținem în continuare la fel și, așa cum am spus mai devreme, să putem să ajutăm echipa națională. Pentru că neavând jucătorii noștri de la cluburi, neavând foarte multe meciuri la nivel internațional, e foarte dificil pentru ei să aibă rezultate la echipa națională. Având în vedere și trecutul celor de la Hapoel Berșeva cu echipele românești pe care le-a întâlnit în trecut, credeți într-o proporție mai mare că putem ajunge? Da, dar n-aș vrea să mut discuția foarte mult către Berșeva, pentru că ne așteaptă un meci foarte important cu Mioveni. Dar v-am spus, este o echipă care este foarte bine așezată, o echipă foarte, foarte periculoasă, care va trebui să ne temem, dar cred că și ei, dacă vor vedea prima repriză în această seară, vor trebui să și ei măsuri de precauție.
Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. În 2013, tot o echipă din Oltenia, Pandurii Târgu Jiu cu Dan Nistor în teren, a făcut o minune la Israel. Plecase cu deci șansa ca să avem vreo șansă, trebuie să joace Dan Nistor. Deci era o întrebare sau o sugestie pentru mine? Nu, crezi în minuni? Plecăm cu șansa a doua în disputa cu Berșeva? În momentul de față, la cum am arătat 45 de minute, primele 45 de minute, nu cred. Cred că plecăm 50-50.